De ce cred că Noul Testament nu citează Vechiul Testament exact? Este o greșeală faptul de a pretinde că citatele pe care le găsim în Noul Testament, din Vechiul Testament, să fie întotdeauna citate exacte. Criticii indică adesea variațiile în utilizarea de către autorii Noului Testament a scripturilor veterotestamentare ca fiind o dovadă de eroare. Cu toate acestea, ei uită că nu este necesar ca fiecare citare să fie un citat exact. A fost atunci și mai este și astăzi un stil literar perfect acceptabil de a reda esența unei afirmații fără a folosi exact aceleași cuvinte. Variațiile din citatele Noului Testament ale Vechiului Testament se încadrează în diferite categorii. Uneori, acestea variază pentru că există o schimbare de vorbitor. De exemplu, Zaharia îl consemnează pe Domnul ca spunând: își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Atunci când acest verset este citat în Noul Testament, cel care vorbește este Ioan, nu Dumnezeu. Așa că este schimbat în vor vedea pe cine au străpuns. Alteori, scriitorii citează doar o parte din textul Vechiului Testament. Iisus a făcut acest lucru la sinagogă, cea din Nazaret. De fapt, el s-a oprit la mijlocul unei propoziții. Dacă ar fi mers mai departe, nu ar mai fi putut spune așa cum a făcut-o: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Pentru că următoarea frază avea legătură cu a doua sa venire și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Uneori, Noul Testament parafrazează sau rezumă textul Vechiului Testament. Alteori, îmbină două texte într-unul singur. Ocazional este menționat un adevăr general, fără a cita un text specific. De exemplu, Matei a spus că Iisus a mutat în Nazaret ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Observați, Matei nu citează niciun profet anume, ci mai degrabă profeții în general. Așadar, ar fi inutil să insistăm asupra unui text specific din Vechiul Testament în care s-ar putea găsi acest lucru. Există de asemenea cazuri în care Noul Testament aplică un text într-un mod diferit față de modul în care Vechiul Testament o face. De exemplu, Osea aplică: am chemat pe fiul meu din Egipt, națiunii mesianice, iar Matei îl aplică direct lui Mesia. Cu toate acestea, în niciun caz Noul Testament nu interpretează sau aplică greșit Vechiul Testament. Nici nu extrage din acesta vreo implicație care nu reiese în mod valid. De aceea cred ceea ce cred.